În Apuseni, în zona localității Roșia Montană, se află ascunse printre brazi, munți și văi minunate lacuri artificiale amenajate cu sute de ani în urmă. Printre acestea și Tăul Braz, situat la o altitudine de 1000 de metri, nu departe de Galeria Minieră Cătălina. În trecut au existat în zona aproximativ 100 de asemenea lacuri, apa din tăuri fiind folosită în procesul de extracție a aurului la separarea metalului prețios de celelalte minereuri. Cum după 1950 nu au mai avut utilitate, majoritatea au secat. Au mai rămas 9 în apele cărora se oglindesc secvențe din istoria mineritului local, dar și un extraordinar potențial turistic. E vorba de Tăul Mare, Tăul Țarinii, Tăul Cornei, Tăul Anghel, Tăul Muntari, Tăul Găur, Tăul Cartuș, Tăul Țapului și Tăul Brazi. Acesta din urmă, situat pe un afluent al Văii Roșia și înconjurat de o mică poiană și o pădurice de brazi, a fost amenajat în secolul XVIII la Ordinul Mariei Tereza. Asta e Tău Braz, un pic deasupra lui este Tău Anghel și mai deasupra lui este Tău Mare. Tău Mare, de fapt, este și locul de unde izvorăște pârâul Roșia Montană. Mai este Tău Țarinii, mai este Tău Găur, acolo la Tău Găur e frumos, acolo este și un monument funerar de secolul 2-3 după Hristos, care e un monument istoric. Monument care ce reprezintă, nu știți? Monument funerar, un loc de îngropăciune. În perioada comunistă, Tăul Brazi a fost zonă de agremente de relaxare la sfârșit de săptămână și mai ales de 1 mai și 23 august, mari sărbători naționale pe acele vremuri. Lacul reprezintă și acum pentru localnici un loc drag mult căutat. Bătrânii locului spun că în apele Tăului Brazi au învățat vara să înoate și iarna să patineze.